Tina Toni, Tina Toni, hai să cântăm. Tina Toni, Tina Toni, vrem să ne jucăm. Prietenul meu, ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Tina Toni, Tina Toni, când ne întâlnim. Tina Toni, Tina Toni, nu ne plictisim. Prietenul meu, ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Sperietoarea. Vrăbiuța cântă din ce în ce mai frumos. Așa e. Wow! Ce se întâmplă? Iepurașul face atâta zgomot și ne acoperă muzica. Dar dacă e o alarmă de incendiu? Poate casa iepurașului a luat foc. E datoria mea să-l ajut. Vin cu tine! Când Tina participă, Toni e cu ea. Hai să stingem focul! Ce faceți? Ce faci, iepurașule? Înveți să cânti la tobe? Tobe? Nu! Sunt la capătul puterilor! Ceva mi scoate toți morcovii din grădină și eu o să-l alung de aici! Oh, nu! Sărăcuții morcovi! Nu prea pare că s-au speriat, iepuraș! Hai mai bine să încercăm împreună! Te-am prins! Unde-i pasărea? Ăsta e parazitul tău, iepuraș? Da, chiar aia este! Pasăre nerușinată! Dar Toni e prietena noastră vrăbiuța! Până aici! Ce ai de gând să faci? E o sperietoare! Pentru păsări! Să le sperie, adică! Of, iepuraș, chiar ai de gând să faci o sperietoare de unul singur? Păi, cine altcineva să o facă? E ziua ta norocoasă! El e cel mai grozav maestru sperietor din lume! Serios? E minunat! Oricum nu prea am timp acum. Toni, fă-mi o sperietoare foarte sperietoare, bine? M-am gândit la toate, Toni! O să faci intenționat o sperietoare mai drăguță, ca vrăbiuța să nu fie prea speriată. Ce fel de sperietoare o să fie, dacă nu o să sperie pe nimeni? Toni, ar fi mult mai bine să renunțăm. Să lăsăm vrăbiuța în pace. Nu a fost ideea mea. Tu i-ai făcut o promisiune iepurașului și acum o așteaptă. Tu poți să faci ce vrei, Tina, dar eu o să fac sperietoarea asta. Of, Toni, vrăbiuța va zbura departe. Și cântă așa de frumos. Poate ar trebui să crești banane în loc de morcovi, iepuraș drag. Eu prefer morcov. Și Toni o să ia ratei la acelei păsări. Toni! Ura! Ce aia? E o casă pentru vrăbiuță. Ce frumos! Uite, Toni! Vrăbiuței îi place! Toni, ai înțeles totul greșit! Trebuia să alungăm pasărea, nu să construim o casă! Nu, tu nu ai înțeles, iepuraș! Nu trebuia să o alungăm pe vrăbiuță, doar să o mutăm unde se simte bine! Morcovi dulci pentru tine, triluri frumoase pentru noi! Vrăbiuța chiar e o cântăreață talentată, nu-i așa, iepuraș? Unde-i pasărea? Oh, wow! Dacă ți-a plăcut, recomandă și prietenilor tăi! Tina Toni!
Fantomele morcovilor neplantați! Știi ce zi este astăzi? Oh, hei, iepuraș, hai să ne jucăm! E o zi grozavă să ieși cu prietenii! Calendarul de grădinanit pentru iepuri spune că azi este ziua de plantat morcovi! Păi, în cazul ăsta, treceți pe la noi mai târziu! O să fim acasă la tine! Despre ce vorbești? Morcovi? Pe vremea asta? Nu știi? Dacă faci greșeala de a nu-ți planta morcovii astăzi, vor apărea fantomele morcovilor neplantați! Hai, fii serioasă! Să mergem! Uite ce frumos e afară! Ai dreptate, chiar e frumos! Bine, hai să mergem! Ți-am spus eu? Fantomele sunt deja aici! E doar vântul! Uite! Vezi? Hai să mergem pe la Tina! Plantăm morcovii mâine! Nu te speria! Asta e casa Tinei! Aproape am ajuns! Nu e niciun morcov! Hă? Care să ne urmărească? Acolo! O vreau pe cea cu căpșune! Fugi! Sunt fantomele! Fantome? Fantome! Fugi! Dar deja fug! Nu așa! Trebuie să fugi mai repede ca să scapi de fantome! Cine nu e gata, îl iau cu lăpata! Îl iau cu lăpata! Fantome! Cine a spus fantome? Unde? Cine nu e gata? Tina, salvează-te! În casă! Tony! Fantome! Tina? Nu te mai joci pititea cu mine, Tony? Te joci altceva cu iepurașii? Tina, nu avem timp de joacă! Fantomele au fost aici! Am încuiat ușile! Tony, o să salvăm lumea! Fantomele sunt chiar acolo! Da, și acolo! Fantome cu coarne! Suntem înconjurate! Sunt acasă la Tina! Am curajul să mărturisesc că mi-e frică! Tuturor mi-e frică, dar trebuie să o salvăm pe Tina! Ce sperietură am tras! O să le arăt eu! Tina! O să te salvăm! Hei, ieșiți afară și înfruntați-ne! De fapt, și noi voiam să vă salvăm de fantome! Fantomele nu sunt la tine în casă, Tina? Eu le-am lăsat să scape. Asta înseamnă că ar putea fi oriunde. V-am găsit! V-am așteptat în grădină. Dacă nu plantăm morcovii astăzi, nu o să mai avem nicio recoltă. O să rămânem doar cu fantomele visurilor. Fantomele visurilor? Cum rămâne cu fantomele? Fantomele nu există. Ți-am spus eu că nu există fantome? Despre ce vorbești? Da, eu sigur că așa e. Dar acum nu vom mai avea nicio recoltă. Nu am plantat morcovi. Stai puțin. Păi, dacă nu trebuie să mai salvăm lumea, hai să salvăm recolta de morcovi! Când Tony participă, Tina e cu el. Acum vom avea morcovi adevărați, nu fantomatici. Cel mai important lucru este să facem totul la timp. Pe Shop Tralala, chiar aici, e magazin pentru cei mici. Cănuțe, pernuțe, tricouri drăguțe. Shop.tralala.ro. Tina, Tony. Lupul. Tony, Tina, nu ați văzut niciun lup, nu-i așa? Nu sunt lupi în orășelul fursecurilor. Vezi? Nu e niciun lup. Ha? Cu cine vorbești? Cu Felicia. Bună!
Ce faci aici? Sunt înspăimântată. Este speriată de orice. Furtunile sunt înfricoșătoare, întunericul e înfricoșător și acum și lupul ăsta e înfricoșător. Un lup! Fuge, puraș, fă ce trebuie făcut. Și noi o să ne ocupăm de lup. Deci unde e lupul ăsta? Au! Lupule, unde ești? Vezi? Nu e niciun lup. E un copac. Da, un caz complicat. E nevoie de măsuri extraordinare. Când Tony participă, Tina e cu el. Tina, dă-mi mâna. Oițe! Oh, frumușelelor! E o capcană pentru lupi. Dacă apare lupul, cu siguranță o să vrea să mănânce oile. Dar oile sunt de lemn. Lupul o să-și rupă dinții în ele și o să fugă. Grozav! Vezi, Felicia? Nu mai trebuie să-ți fie frică de lup. Hai să mergem acasă! Hei! Oh, nu! Oițele! 5 și 6 și 7 și 8. Oițele! Dacă vrei să crești mare și tare, mănâncă budincă de morcov fără încetare. 1, aici. 2, da? 3, aha. 4, prezent. 5, 6, aici. 7. Felicia! Tony! Felicia! Felicia a dispărut! Felicia! 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 Nu e nicio urmă de Felicia! Dar dacă apare vreun lup în orașul fursecurilor? Nu e niciun lup, îți amintești, iepuraș? Hai să mergem! Uite-o! E acolo! Felicia, venim! Nu-ți fie teamă! Oh, dar nu-mi-e teamă? Dar ce cauți tu aici? Haide, să mâncăm cina și să ne culcăm! Nu pot! Trebuie să păzesc oițele! Dacă lupul ăla vine să le atace, o să aibă de-a face cu mine! Nu cred că o să plece fără oițe! Ar fi trebuit să fac oile astea din paie. Nu ar mai fi fost atât de grele. A dormit singură. Și pe o furtună ca asta? Mulțumesc, Tony. Mulțumesc, Tina. Ați învățat-o să fie curajoasă. Trebuie să le mulțumești oițelor, nu nouă. Felicia a fost așa de îngrijorată încât a devenit curajoasă. Noapte bună, prieteni! Iepuraș, putem să rămânem peste noapte la tine? E o furtună așa de puternică. Dacă ți-a plăcut, recomandă și prietenilor tăi.